Doi români și-au pierdut viața, iar alți 4 au fost răniți în confruntări violente cu o grupare rebelă din Republica Democratică Congo. Toți făceau parte dintr-o grupare de mercenari condusă de un veteran român din legiunea străină și, la rândul lor, foști militari. Purtătorul de cuvânt al guvernului susține că statul nu se poate implica în cazul românilor pentru că aceștia se aflau în Congo în baza unui contract privat. Potrivit New York Times, pe teritoriul țării africane se află o adevărată armată formată din luptători de origine română, peste 1000 de oameni. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, foștii militari români au fost atacați în dimineața zilei de miercuri de gruparea de rebeli congolezi M23. Aceștia i-au încercuit într-o zonă extrem de periculoasă, greu accesibilă, situată în estul teritoriului congolez, la frontiera cu Rwanda. Românii au fost prinși în ambuscadă, iar colegilor s-au chinuit mai bine de 10 ore să-i scoată de acolo. În urma atacului, 2 dintre compatrioții noștri au murit, iar alți 4 au fost răniți, unii dintre ei grav. Purtătorul de cuvânt al guvernului spune că statul român nu se poate implica în acest caz decât la nivel de consultanță consulară. Din surse deschise este vorba despre cetățeni români care însă se aflau în Republica Congo în baza unor angajamente comerciale private și atunci statul român, în afară de presupun o consultanță consulară normală, nu este implicat în niciun fel în acest caz. Ministerul Afacerilor Externe a transmis la rândul lui un comunicat în care arată că monitorizează situația. Potrivit informațiilor disponibile la nivelul celulei de criză interinstituțională, la acest moment rezultă decesul a 2 cetățeni români și rănirea a altor 4 cetățeni români în evenimentele recente din Republica Democratică Congo. Potrivit unor surse, mercenarii români lucrau în țara central-africană în baza unor contracte private încheiate pe o durată de 3 luni și erau plătiți cu 5.000 de euro lunar. Militarii ar fi fost duși acolo de Horațiu Potra, un fost luptător în legiunea străină franceză care la finalul anilor 90 făcea parte din garda de corp a emirului Qatarului. Acesta este implicat în mai multe operațiuni pe continentul african, unde își folosește cunoștințele pentru a instrui gărzile de corp. Republica Democrată Congo, țară din centrul continentului african, este măcinată de lupte interne între diferite grupări armate de mai multe decenii. Conflictul a escaladat anul trecut când o grupare militară numită M23 a atacat și a cucerit mai multe teritorii într-o regiune din apropierea graniței cu Rwanda. Milițiile ar fi susținute de țara vecină, care respinge însă acuzațiile. Miza luptelor interne are legătură cu zăcămintele imense de aur și de alte minerale rare. Mpaka ngambo za Kaocho zimefika mwingine ya Kimoka ngambo ya Yulu. Jo vile atake amekuwa pale bamwa wameumia, wametubana mabombe ziko naangukia mpopulation mwingine ya Saki. Sisi tunatoka mwingine shuko na kwanza tukibakia mwingine tutaumia. Bombe ziko natoka kule za adui zinaangukia mwingine. Tunaona kibakia mwingine tukutiari sike tuumie tukufe watu ya mingi. Jo tunajdeplace hata tafuta kwanza tutaweka mabitu, tukishaweka mabitu ale. Presa străină scrie că pentru a face față atacurilor, guvernul congolez ar fi apelat la ajutorul unor armate de mercenari, printre care ar fi și cunoscuta grupare rusă Wagner. De asemenea, potrivit New York Times, una dintre principalele armate de mercenari ar fi cea română, cu peste 1000 de luptători instruiți.